Pentru destinația anului în Muntenia, Oltenia și Dobrogea la categoria City Break, câștigătoare Târgoviște. Deci avem premiile pe regiuni. Pe regiuni. Târgoviște. Felicitări. Felicitări. Domnul primar. Așa. Se și întâmplă lucruri frumoase la Târgoviște. O poză acolo. Hai, George, încoace. Haideți la mijloc. Și am cunoscut niște oameni extraordinari. Cu Alice chiar se mulțumim frumos și două vorbe din partea orașului. Da, în primul rând, mulțumesc mult pentru invitație. Felicitări pentru această inițiativă. Cred că România și turismul din România aveau nevoie de un asemenea eveniment până la urmă, prin care să evidențiem și ce e frumos în România, pentru că veștile rele circulă așa foarte rapid. Da? Și cred că lucrul acesta este extraordinar. Primesc în numele târgoviștenilor, în numele celor care au susținut municipiul Târgoviște în această competiție, apropo, o comunitate care s-a implicat și am fost pe locul 2 din punct de vedere al votului publicului și lucrul acesta iarăși este onorant și demonstrează faptul că suntem într-adevăr o echipă. Despre Târgoviște, fostă capitală a țării românești, timp de peste 3 secole principalul centru economic, politic, social al țării românești, dar să știți că Târgoviștea are și prezent, dincolo de patrimoniu spiritual, cultural, istoric, imens pe care îl are. Iar municipiul Târgoviște este un oraș în plină dezvoltare. Avem, spre exemplu, și cred că ați văzut, un complex turistic de natație și un bazin olimpic de înot. Cum nu prea se găsește în România în acest moment, este o investiție pe fonduri europene în valoare de 20 de milioane de euro și vă invit, dacă n-ați fost, acum promovez și eu puțin Târgoviștea. De altfel, dacă discutăm de accesarea de fonduri europene, municipiul Târgoviște ocupa locul 2 la nivel național pe exercițiul financiar european anterior, la ceea ce înseamnă banii atrași pe locuitor cu 740 de euro pe locuitor. Și sunt multe, multe lucruri de spus despre Târgoviște. Nu vreau să monopolizez discuția. Încă o dată vă mulțumesc. Vă felicităm. Noi suntem, efectiv suntem onorați și chiar ne-am dorit să fim vizibili în această competiție. Poate pentru unii a fost surprinzător că Târgoviște a câștigat această categorie pe această regiune, da. Însă dacă veți merge la Târgoviște, veți vedea că sunt foarte multe ingrediente pentru a face din municipiul Târgoviște o destinație de City Break. Mulțumesc mult de tot, încă o dată felicitări! Aveți și influencer foarte activ, știu foarte bine unde ești. Influencerul numărul 1 al Târgoviște. Mai nu te vedeam. Așa, ia uitați-o, să o aplaudăm. Mulțumim frumos, Târgoviște!